Supraveghere de vecinătate este un program care are menirea de a responsabiliza sau de a lichida indiferența din rândul populației, în așa fel ca vecinii să aibă grijă unul de altul, iar dacă noi vom reuși, dar rezultatele pe care noi le avem deja demonstrează că s-a avansat foarte mult în acest domeniu, ne face încrezători că acest proiect este unul de succes. Supravegherea de vecinătate are menirea de a exclude indiferența oamenilor care locuiesc în aceeași localitate sau în vecinătate. În primul rând, ideea este una nobilă. Ideea este de a veni în fiecare localitate. Am fost cu mare responsabilitate și cu mare plăcere la deschiderea sectoarelor de vecinătate în satul Geamăna, anenii noi. Astăzi vreau să vă spun că în satul Geamăna nu există crime nedescoperite, iar procesul de descoperire acestor infracțiuni a avut ca componentă și supravegherea de vecinătate. Cu părere de bine, în localitatea mea de Baștină noi nu avem infracțiuni, iar responsabilitatea unul față de altul a vecinilor a dus la aceea ca satul Geamăna să fie o localitate și mai sigură. Rezultatul este probabil contabilizat și în cifre, deoarece astăzi noi constatăm o diminuare a criminalității cu aproximativ 17%. Desigur, este lucrul enorm a colegilor din Inspectoratul General de Poliție, dar totodată și datorită responsabilizării societății noastre prin acest proiect frumos. Cifrele vorbesc de la sine, de aceea noi vom insista cu lărgirea acestui proiect. Trebuie să fim cu grijă unul față de altul, nu doar ca cetățeni ai Republicii Moldova, dar ca și simpli vecini. Buna vecinătate prezumă mai multă securitate, nu doar la noi în casă, dar și în casa vecinului nostru. Veniți toți în acest proiect și sper eu, Republica Moldova va fi o țară și mai sigură. Mai întâi de toate, acest proiect presupune o implicare. Instrumentul acesta se caracterizează prin denumirea lui, deci înseamnă de a avea grijă de vecinul tău. Motivația a fost faptul că am avut multiple întâlniri cu colegii noștri din țările europene, dar și din țările continentului american, care de ani de zile implementează acest instrument și au avut rezultate remarcabile în ocrotirea ordinii publice în localități și rurale și orășenești. Rezultatul cel mai important este implicarea cetățeanului în ocrotirea ordinii publice. Cel mai bun polițist e chiar vecinul tău. Implică-te, nu fii indiferent. Proiectul Supraveghere Vecinătate este un proiect simplu care impune în sine doar colaborare și fără mulți bani. Este important doar să știi că poți avea încredere în vecinul tău, poți avea încredere în semenii tăi. Atunci când pleci în mahalaua vecină, atunci când pleci în centrul raional, atunci când pleci într-o călătorie de scurtă durată peste hotare, ești sigur că vecinul tău îți supraveghează gospodăria, te păzește de răufăcători și intervine atunci când apar unele riscuri. Acest lucru ne dă o abordare nouă, o abordare europeană, cu securitate în comuna noastră, și se bazează doar pe responsabilitate civică, pe implicare a poliției, administrației publică locală și a cetățenilor care își doresc un climat de siguranță mai înalt în comuna lor. Cetățenii Republicii Moldova au conștientizat că doar împreună reușim să creăm un sat, un oraș și o țară mai sigură. Îndemn cetățenii Republicii Moldova să meargă în localitatea lor de Baștină, să convingă cetățenii să se implice în acest proiect extrem de important pentru țara noastră, care se numește Supraveghere de Vecinătate. Să fim mai loiali, să fim mai comunicabili, să fim împreună pentru a învinge răul. Proiectul Supraveghere de Vecinătate este un program nou implementat de către poliție, de comun cu comunitatea, în vederea creșterii nivelului de siguranță în localitatea noastră, pe strada noastră, mahala noastră, un dialog constructiv între poliție și comunitate, abordarea problemelor, soluții și alternative.
A fost o provocare acest proiect pentru noi, venind din afara instituției, promovat de către o organizație neguvernamentală, Ecorezin. Când au venit cu această inițiativă către organul de poliție, deci am simțit o necesitate, o nouă schimbare, o nouă abordare și atitudine din partea poliției referitor la problema comunității și respectiv un model de activitate polițienească comunitară de viitor. Drept rezultate aș putea să menționez deschiderea cetățenilor, depășirea stereotipurilor, implicarea activă a cetățenilor în problema comunității, suport autorităților, creșterea gradului de siguranță, atragerea investițiilor, dezvoltarea comunității și respectiv o viață cât mai în siguranță din partea tuturor cetățenilor. Vin cu un demn celor care le pasă, celor care vor schimbarea, celor care vor siguranța, să se alăture acestui proiect, să ne fiți alături, sprijin, forță, de comun să combatem, să prevenim, să ne asigurăm acel mediu pe care ne-l dorim. Depășiți stereotipurile, fiți alături de noi! Am călătorit în mai multe țări și de fiecare dată sunt surprins cât e de curat în jur, cât sunt de bine dispuși oamenii. Am observat că în multe țări este semnul supravegherii de vecinătate și am fost curios ce este acest semn și când am aflat răspunsul la întrebarea ce simbolizează acest semn, mi-am dat seama sau am primit și răspuns la întrebarea de ce este curat, de ce oamenii sunt binevoitori, de ce poliția nu este atât de mult prezent pe stradă. Și mă gândeam, posibil să nu prindă rădăcini această idee în Republica Moldova. Însă am spus, haideți să propun să văd, poate să ia foc, de ce nu? După cum spuneam, este ceva simplu, care nu implică bani, dar oamenii se conștientizează că ca să avem toate aceste lucruri, bunăstare, viață mai bună, siguranță, este nevoie și de aport fiecărui cetățean. Să nu așteptăm doar de la stat, de la poliție, ca să ne asigure acest lucru. Dacă văd ceva suspect, atunci reacționez. Acesta este sloganul programului Supraveghere de Vecinătate. Am creat sectoare de supraveghere de vecinătate practic în toate localitățile raionului, iar în localitățile care au populație mai mult de 3.000 de locuitori, chiar și câte două sectoare de supraveghere de vecinătate, ca să constat pe urmă că membrii sectoarelor de supraveghere de vecinătate s-au implicat foarte activ în activitatea propusă de noi și am avut și rezultate foarte bune. La inițiativa membrilor și chiar conducătorilor sectoarelor au fost descoperite mai multe contravenții și chiar infracțiuni. Membrii sectorului supravegherii de vecinătate se arată foarte interesați de activitățile astea și singuri atrag cetățenii, vecinii în astfel de activități. Eu consider că am făcut un lucru bun care nu se sfârșește aici, dar vom continua mai departe activitățile și sper ca, într-o perioadă puțin mai îndelungată, să atragem cât mai multă populație în acest proiect și să avem de câștigat atât noi polițiștii, cât și populația. Vă invit pe toți să vă alăturați proiectului nostru, iar noi polițiștii la rândul nostru vom avea o comunicare și mai bună cu dumneavoastră ca să ne vedeți cât de deschiși suntem pentru o relație prietenească între polițiști și populație. Doar împreună pentru o societate mai sigură. Domnul Ișan Gheorghe, lider a sectorului supraveghea de vecini. În cazul dat, sectorul acesta e unul dintre cele mai mari din orașul Sângerei. Eu am 40 de ani când trăiesc pe sectorul acesta.
le-am spus tuturor locatarilor, observați ceva suspect, adresați-vă la mine și împreună noi rezolvăm orice problemă dacă va fi în puterile mele. Dacă nu, atunci vă spun să vă adresați la inspectorul de sector sau direct la poliție sunați. Undeva la 25-30% s-au micșorat furturile. Toate acestea neajunsuri ale întregii societăți pot să mai dispară cu timpul, complet e imposibil, dar de micșorat toate numărul infracțiunilor e posibil. Alăturați-vă și țineți legăturile la acest proiect, supraveghere de vecini. Efect este parțial, dar este, dar cu timpul va da roade poate și mai mari. Anunțați unul pe altul, colaborați împreună, fiți prietenoși, nu vă temiți că vecinul nu o să intre în apartament dacă o să-i lăsați cheia. Găsiți oameni de nădejde, pentru că asta duce spre binele societății. Pentru mine înseamnă tot. Chiar eu, plecând la serviciu, știu că domiciliul meu este supravegheat de către vecinii mei, de către membrii sectoarelor de vecinătate și n-am frică că o să vin acasă și o să găsesc careva încălcări, anume chiar la mine, la domiciliu. Mi-a motivat faptul că suntem mai aproape de societate și societatea este mai aproape de noi, în colaborare cu membrii de sectoare și lideri de sectoare. Vedem părerea cetățenilor față de noi. Și este un beneficiu foarte mare și foarte bine că s-a format sectoarele date. Dragi membri de sectoare, dragi lideri de sectoare, vreau să vă mulțumesc din partea Inspectoratului de Poliție Droche, din partea Inspectoratului General de Poliție, pentru colaborarea fructuoasă. Noi acum dumneavoastră nu sunteți membri, dar sunteți colegii noștri care ați fost în aceștia 2 ani alături de noi, ne-ați susținut. Fiți alături de noi ca să avem o societate frumoasă, să ne susținem și să fim o familie, un întreg, un corp care nu o să permită nimănui să ne doboare jos la pământ. Vă mulțumesc pentru tot! Vecinii reacționează prompt la proiectul sectorului de vecinătate. Chiar dacă persoanele sunt plecate, până în municipiu, până chiar și la o biserică, ei știu că casa rămâne în siguranță, rămâne supraveghere de vecin, vecinul are grijă de gospodărie, de casă și de alte bunuri a lor comun. La moment, mulțumesc liderului sectorului de vecinătate, care am 10 la număr și sper până la anul viitor să-mi dublez cifra și cu ajutorul lor, sper să prevenim pe viitor alte delicte și fapte rele. Dragi cetățeni, oameni ca mine de comunitate, vă îndemn să vă înlăturați la proiectul de supraveghere de vecinătate din localitățile dumneavoastră. Colegi, prieteni, chiar și cei care nu mă cunosc, faceți un lucru bun pentru societate. Haideți să ne implicăm împreună să facem o societate mai bună, mai prosperă, mai sigură. Подвигло тем, что много сейчас несправедливости в нашем мире, как говорят. И на данный период возникла такая ситуация помочь как бы не только себе, но и людям по соседству. Сосед соседу, чтобы не только вопреки делал, но и помогал кое-что. Большая к вам просьба. Не стыдитесь. Смотрите на жизнь более как реально. Относитесь к этому более позитивно. У вас, так сказать, будущее страны. Если есть какая-то возможность помочь полиции, значит, помогаем полиции, не стыдимся, потому что это наше будущее, это наши дети. Acest proiect este o inițiativă salutabilă. Este un proiect care vine să consolideze administrația publică locală, inspectoratul de poliție, cât și cetățenii pentru a conlucra împreună, pentru a avea o vecinătate mai sigură și mai
securizată. Întâi de toate, acesta este un proiect nou și inovativ pentru țara noastră, însă este un proiect care se folosește cu succes în întreaga Europa. De aceea, asta m-a motivat să particip și eu parte în acest proiect, să conving cetățenii orașului Nisporeni să fie activi și să participe în această inițiativă. Întâi de toate, acest proiect a avut un impact personal asupra mea. Datorită acestui proiect, vecinul meu m-a anunțat pe mine când cineva a vrut să fure benzina din automobilul din fața blocului. Însă, pe plan a orașului, a raionului, oamenii au devenit mai receptivi. Oamenii au început să vorbească unul cu altul și oamenii au început să fie grijulii unul cu altul. Ori, asta este și impactul și elementul final în acest proiect este de a consolida administrația publică, inspectoratul de poliție și oamenii pentru a lucra în echipă, pentru a lucra împreună. Doar așa se va reuși de a schimba un sistem, de a avea rezultate comune care să ne mândrim. În calitate de primar a orașului Nisporeni și cetățean a orașului Nisporeni și acestei țări, îndemn toată lumea să fie activă, să își exprime interesul față de acest proiect. Este de datoria noastră să fim uniți, să fim împreună în toate inițiativele comune care ne ajută să fim mai buni și mai solidari. Vă îndemn pe toți să facem parte din acest proiect care să ne apropie unul de altul mai mult. Doar împreună vom reuși să facem lucruri frumoase pentru comunitățile noastre. O platformă de dialog între cetățeni, poliție și administrația locală. De când a fost implementat acest proiect, au fost curmate, diminuate mai multe contravenții ce atentează la securitatea publică. Totodată cetățenii au devenit mult mai activi, ne informează la orice lucru suspicios pe care îl observă în curțile blocului în care locuiesc și nu îi privește doar problema lor, dar și cea a vecinilor din comunitatea în care locuiesc. Dragi colegi polițiști, acest proiect funcționează, dă roade și doar împreună vom reuși să creăm o societate cât mai sigură. Nu acest proiect din start am făcut cunoștință prin mass media și a venit timpul și la Băniești. Atât administrația publică locală cu șeful de post au cerut, ne-au explicat și noi ca o mahală plină de gospodari am zis să ne împuteam și noi să vedem ce se poate de făcut fără suport material, numai cu avântul și cu responsabilitate. Fiecare observă, fiecare comunică, fiecare să fie responsabil ca în situațiile de risc este o nădejde că cineva poate să te apere. Și în situațiile mai grele, apelăm la șeful de post. Stimați cetățeni, a venit timpul ca noi să conștientizăm că totul e în mâinile noastre. Trebuie să facem bine cu aportul fiecăruia din noi. Încurajez acest proiect și cer ca dumneavoastră să vă implicați masiv în această acțiune. Este un obiectiv care și l-a asumat Ministerul de Interne, iar noi, cei de la administrația publică locală, l-am preluat și l-am implementat. Se simte deja că sunt mai puține adresări în partea cetățenilor către Inspectoratul de Poliție, ceea ce înseamnă că deja activitatea acestor sectoare de supraveghere de vecinătate aduc rezultate pozitive. Cu asta noi ne mândrim. Asta este și scopul administrației publice, ca să, în cadrul raionului, în cadrul tuturor orașelor și comunilor în acest raion, Iedineț, să fie cât mai liniște, iar ordinea publică să fie la nivel. Eu îmi doresc ca președinte raion, ca cetățean a raionului Iedineț a Republicii Moldova, îmi doresc ca toți colegii mei să ia exemplu de la Iedineț și să vrea acest proiect pentru a susține și a promova un lucru evident
în faza ordinii publice Republicii Moldova. Ca orice cap de familie își face grijă, în primul rând, despre referitor la securitatea apropiaților și gospodăriei. Oportunitățile care le oferă proiectul DAT m-a făcut să mă implic și să am o atitudine serioasă față de obiectul DAT. Aș sugera locuitorilor țării noastre să implice în astfel de proiecte, într-o siguranță a familiilor și gospodăriilor acestor. Vecinii supraveghează, fiți alături de noi!